toate vacanțele au fost foarte frumoase pentru că le-am făcut de obicei la mare. Mă refer la vacanțele de vară. Și atunci, pentru că mie îmi place mult de tot marea, acelea mi-au rămas în suflet, fie că au fost aici în România sau în afara țării, dar cred că o vacanță pe care am făcut-o în Sicilia, cu mulți ani în urmă, îmi va rămâne în suflet. Și am fost și în Corsica, și în Sardinia, am fost pe vapor, acelea au fost vacanțele cele mai frumoase, pentru că e ca și cum ai face parte din peisaj și clima e atât de blândă și de frumoasă și Italia, cred că oriunde ai vizita-o, rămâne o destinație ideală pentru în oricare colț al ei. Și în Toscana am fost, mi-au plăcut vacanțele astea, dar Sicilia a fost o vacanță deosebită. Să înțeleg că îți plac pastele. Mie îmi place mâncarea italienească, da, și băiețelului meu la fel, pastele combinate cu legume, tot felul de sosuri, îmi place parmezan, îmi place să beau un vin bun, îmi place să beau o șampanie bună, un prosecco, îmi place bucătăria italienească și, de fapt, și dieta mea de viață este una mediteraneană, pentru că ador măslinele, peștele, salatele, bine, mai scap la pizza și la alte lucruri așa care nu sunt, nu țin de siluetă neapărat, dar mâncarea italienească mi se pare cea mai sănătoasă. Fructele de mare. Dar ești genul de persoană care este activă în vacanță sau care vrea să lenevească? Eu sunt genul de persoană care nu e activă. Inactivă. Eu sunt așa, pe lentoare. A mine totul e pe slow motion. Da, mai ales acum, pentru că toată tinerețea și adolescența mi l-am petrecut pe coclauri în luni de zile întregi de turnee cu câte 3-4 spectacole pe zi, cluburi de noapte și am fost foarte obosită în perioada adolescenței și a primei mele tinereți și atunci caut destinații liniștite, dar să aibă un centru vechi medieval unde să pot să și vizitez o biserică, un muzeu, asta îmi place foarte mult. În general, pleci cu mult bagaj? Atunci când aveam copilul mic, da, plecam cu multe schimburi și cu lapte praf și cu biberoane și așa. Toată casa. Dar, da, de ceva ani încoace, exceptând anul trecut când n-am înoptat nicăieri, pentru că mi-a fost teamă, încerc să nu mă car cu foarte multe, dar tot se adună. Cel mai mult, cred că se adună toate produsele astea cosmetice. Astea atârnă cel mai greu. Toate cremele de soare, toate parfumurile, toate nebunile astea. În rest, nu. O pereche, două de blugi, câteva tricouri, costumele de baie. Când am fost la Viscri, de exemplu, am ales chiar foarte puține bagaje. Foarte puține bagaje. Am și stat acolo într-o casă de-asta sătească și n-am avut nevoie de foarte mult confort.